Bună dimineața din grădina Vișon. Chiar e dimineață, în jur de 5:30-6. Astăzi suntem, deci, în 21 martie și avem 2022 și avem roșii semănate pe 22-a. Deci au 27 de zile azi. Uitați cum arată o roșie la 27 de zile. Avem două rânduri de frunze. Da? Și cam așa, uitați, 286 chiar în salataru e. Uitați rădăcinile, da? Formate. Mai ar trebui puțin udate, dar deocamdată este ok. Avem la această oră, ia să vedem, să mărim un pic aici. Avem în jur de 6-7 grade pe undeva. Cam așa. Deci astea sunt condițiile de noapte, practic. Sistemul de iluminat cu prize reglabile care s-a aprins de vreo jumătate de oră. Le mai ținem puțin la această temperatură. După aceea le vom închide fereastra. Uitați, avem o fereastră deschisă. Și vom închide fereastra și atunci va urca câteva grade, suficient. Au fost ținute pentru că chiar au luat-o razna. Ia uitați, aici mai am una care am scos-o. 108. Sherry, ciocolată, ciofliceni. Uitați cât de bine poate să arate. La fel, două rânduri de frunze. Ia să o băgăm în... Așa. Și... Ia să vedem dacă putem să observăm aici, pentru cei care au probleme cu udatul, de aceea vă sfătuiesc să folosiți turbă profesională, uitați, da? Avem aici un pătrat cu 4 celule, da? Să zicem atâta prindem în ecran și dacă o să observați, dreapta jos este ud, dreapta sus nu este ud, cere udată, vedeți diferența? Asta e diferența la o turbă profesională față de un pământ de flori care va fi în permanență ca în poziția dreapta jos, adică pare umed, dar de fapt poate să nu fie umed. Și atunci se exagerează cu apa și ajungem la boala aceea, ciuperca aceea care atacă coletul plantelor și se numește căderea plantuțelor popular. Da, are o denumire științifică fantastică, n-a reținut-o niciodată, dar ca idee, da? Și vă treziți că dintr-o dată plantele de undeva de aici, de la bază, se ofilesc și cad, da? Pentru că ciuperca aceea acolo atacă, exact la nivelul solului, turbei. Și uitați, în stânga, de pildă, cele două și ele trebuie un pic udate, dar cea de-n dreapta spune clar, da? Observați diferența. Cea de-n dreapta sus, cea de-n dreapta jos, nu. Și atunci turba profesională vă spune sigur, domne, acolo trebuie dat, acolo nu trebuie dat, uitați și pe aici, da? La fel, dacă ne uităm și pe aici, ia uitați diferența, la fel, ia uitați. În dreapta foarte puțin udat, în stânga, ia uitați, uscat. Și atunci cere apă. Eu le mai las să mai rabde puțin, pentru că deja au luat o razna, ia uitați ce grosime au firele. Deja au început să înroșească la fir, da? Și să îngroașă. O luaseră puțin razna cu crescutul, dar văd că acum le-am dat și mai mult răcoare. Iar cea mai mare căldură o au în jur de 10 grade, poate maxim 12. Deci în aceste condiții bișonul crește răsadurile la bloc și din, bineînțeles, din semințele bișon, bineînțeles că nu pot fi uniforme, uitați aici cât de mari sunt în dreapta, cât de mici în stânga. Este adevărat că în micile goluri care au rămas, am extras roșiile care crescuse prea înalte, așa, unde erau câte două, pentru că eu pun câte o sămânță. Dar dacă mi se pare că sămânța este un pic micuță sau eu știu, nu știu ce, eu le pun la rând. Din plicurile din vânzare, eu nu selectez nicio sămânță. Pentru că așa îmi dau seama ce calitate de sămânțe am vândut. 100%. Și atunci cele în plus le iau și anul ăsta am avut o...
un procent de răsărire peste 95%, 96% cam așa. Și unde au fost golurile, am luat cele unde, care erau duble și bineînțeles că am pus în acele goluri. Și de aceea unele pot fi, uitați, mai micuțe. Aceasta este o alveolă de transplantare de 32. Eu am semnat în alveolă cu celele de 70, da? Cu 70 de celule. Și aici e un 32 care este sunt repicate și nu e valabil 2019 aici. Am scris undeva acolo. Și uitați diferența dintre ele, da? Până repicare se stimulează rădăcina mult mai bine și poți să aibă o creștere foarte sănătoasă. Ce am observat la soiurile rusești, stimularea rădăcinii, deci acea repicare este fantastică. Fantastică. Cam așa arată roșiile. Deci, pentru toți cei care fac grăsaduri, și sunt la început, aveți mare grijă. Ați semănat, ați udat, păstrați peste 70-80% umiditate, căldură la roșii, 20-22 de grade, poate fi chiar 24, până la răsărire, la ardei de la 22, chiar și 26 de grade la ardei și vinete și răsărirea este mai lungă. După aproximativ 70 zile, la roșii 3-7 zile. Da, în funcție de soi, în funcție de cât de vechi sau proaspete sunt semințele. Așa, în momentul în care ați semănat, acoperiți cu folie, ele rostea la întuneric. În fiecare zi descoperiți și aerisiți camera și roșii, substratul și pulverizați apă caldă, întotdeauna apă caldă, caldă, da? Ca să încălzim substratul. După ce au răsărit toate sau aproape toate într-o alveolă, în momentul ăla se reduce căldura acolo, undeva chiar și la roșii, și la ardei, și la vinete, după răsărire, undeva în jur de 18-20 de grade, ziua, lumină, de la 12 la 16 ore pe zi, suplimentar, uitați, cu neoane. Dacă nu aveți neoane, cum am eu aici, infra, cu neoane normale, au 15 vați, da? Aici sunt două, aici un dublu și noaptea diferența să fie de 4-6 grade, chiar și puțin mai mult. Dar pentru început cam așa. Da? Și atunci vă veți bucura de niște răsaturi foarte frumoase. Și nu uitați, turbă profesională cel mai indicat, exclus pământ de flori, unde puteți aduce tot felul de păduc, de tot felul de chestii. Da? Mult succes și vă mulțumesc pentru vizionare!